Mergem mai departe. Foarte tare, Teodor Vișoiu. Jos pălăria pentru el. Bravo. Acum mergem la o știre care mie îmi place foarte mult. Iată, oameni buni, suntem medaliați. Bravo! Bravo! Stați, bă, nu noi ca emisiune. Argintul, bronzul merge de la Jocurile Olimpice de gastronomie, acolo unde au participat 150 de țări. La cine? La prietenii noștri bucătari. Știți că prietenii noștri sunt bucătari. Adică argintul și bronzul, că e două medalii, merg la prietenii noștri. De la Olimpiada au venit cu ele. Flavian Dobre, Dragoș Bercea, Ștefan Alexandru și Alin Vădean. Bronz? Bronz. Ai îmbătrânit? Bronz? Bronz. Ai îmbătrânit? Argint, lăsați tinerețea. Gata, să vină salul, băi. Luați un loc, ei sunt campioni, oameni buni. Uitați ce scrie aici pe spate. România, mare România. Foarte frumos. Din 150 de țări, de nu? Ce, 150 da. De țări, voi ați luat bronzul și argintul. Am reușit să obținem aceste rezultate. Deci seniorii au luat bronzul și tineretul. Argintul și bronzul. Argintul și... Deci ești mai tare sau mai tineret tu? Mai tineret, mă, Cătălin. Mai tineret, mai multă energie. Sunt în forță, sunt în forță. Perfect. Bă, felicitări. Ați venit aici și ați povestit de competiția asta înainte și iată că acum v-ați întors cu medalii, cu bronz și cu argint. A fost greu? Băi, a fost extraordinar de greu, nu greu. Adică? Au fost 7 zile? 7 zile? 7 zile fără o oră dormită. Da, fără somn. De 7 zile ați muncit în continuu? Păi a fost foarte complicat, deoarece a trebuit să facem mezamplasul, pregătirea dinaintea competiției, cumpărături de materii prime, un mic antrenament, chestii de genul ăsta, știi? Și a fost foarte complicat, neștiind, nefiind la tine acasă, nu știi cum să faci, de unde se cumpere aia, de unde se ia aia, ne-am plimbat în Stuttgart să găsim anumite legume, pește, țin minte, a fost... Adică, practic, erați toți participanți și v-a zis... Acum, start! Și ați început să alergați ca nebunii prin oraș, să căutați ingrediente, să pregătiți, să tot, deci, au fost cele 4 zile de concurs, da? În 2 am concurat noi, seniorii, în 2 au concurat juniorii. Juniorii într-una din zile au intrat la 5 dimineața și au terminat la 1 noaptea. Mamă. La 5 dimineața ești în fața bucătăriei și spun, lași 45 de minute, intri în bucătărie. Intri, după 15 minute îți verifică frigiderele și miza în plasul și după aia lucru continuu. Start. Lucru continuu. Da. Bravo. Deci voi sunteți seniorii. Câți ați fost în echipa de seniori? 9. 9 am fost și în echipa total. De juniori? 6. 6. Bă, deci voi ați fost și mai puțini și mai tineri și ați adus și medalia de argint. Da, corect. Corect. Ce a fost cel mai greu anul ăsta? E prima dată, de fapt, când participați, nu? Da, e prima dată când participăm în formula asta. România a mai avut junior care a participat în urmă cu câțiva ani. Cel mai greu ni s-a părut Ica Buffet, una dintre probe, în care trebuia să facem platoul care seniorii l-au prezentat. Da. Să vă explic. Puțin mai complicat. Stai să ne zică și Alexandru. Ție cum ți s-a părut experiența, Alexandru? Eu m-am ocupat de... Câți ani ai? 25. Mulți înainte. Și tu, Alin? 22. 22. Și? Eu m-am ocupat de desertul echipei de juniori, atât la proba ICA cât și la Restaurantul Națiunilor. Am gătit în timp cele 60 de farfurii pentru clienții care au plătit meniul nostru și pot să zic că am primit un feedback pozitiv din partea juriului, care a fost foarte impresionat de gustul pe care l-am adus și de combinațiile. Bravo, mă, copilor, sunteți talentați. Acum eu stau să mă întreb, bă, Ciucă, tu-ți dai seama, ei 7 zile, ai auzit, n-au dormit deloc, munceau în continuu. Păi au și ei iubite, au și ei mame să vorbească pe WhatsApp, mami, sunt bine, iubie, lasă-mă, nimic. Că n-au avut n-ai timp de nimic, a? Păi nu, că știi ce e ciudat? Deci una din competiții s-a prins. Uite, chiar de ziua poză, mea. Uite, aici pozele, foarte tare poze. Chiar de ziua mea și părinții mei au vrut să-mi facă o surpriză. Era ziua ta în timpul competiției și? Da, și au vrut să-mi facă o surpriză să vină toată familia. Și a venit toată familia, n-am avut timp să stau cu ei, nu cred că am stat 10 minute. Pentru că la fel, am intrat la 11 în bucătărie și am ieșit la 1 noaptea. Bă, felicitări, sunteți bun de tot. Așadar, oameni buni, aici Flavian ne-a adus ce se poartă de mărțișor. Avem un tort, ajută-mă, suflești tu în Garden, din colecția nouă, Garden da, Design. Garden, mi-am dat seama, e Garden, uite, colecția e Garden. E cu verde, mă. Și verde și ăsta este? Este un tort... Ăsta e făcut de juniori. Da, de juniori. Vezi, mă, juniorii, pe lângă faptul că sunt mai tineri, au luat și argintul, au făcut și un tort mai mare. Și cu aur. Pe bogăție, cum te-am învățat? Pe bogăție, bravo, mă, juniorilor. Bravo, mulțumim. Cu macarons, cu tot ce trebuie. Nici nu-mi vine, doar ne uităm la el. Nu lăsa, Cătălin! Nu lăsa, Cătălin! Oameni buni! Nu!